Schimbarea președintelui PNL Gorj, Dian Popescu, a împărțit organizația în două. În timp ce majoritatea primarilor a cerut înlocuirea liderului cu un membru de la Gorj, membrii actualei conduceri îl susțin pe Popescu, deși acesta și-a pierdut calitatea conform statutului partidului. Varianta de compromis găsită de conducerea centrală a fost impunerea unui membru de la București. Primul nume vehiculat a fost al senatorului Tudor Barbu, un apropiat al lui Dian Popescu. Deși nu vine prea des în județul în care a fost ales parlamentar, Barbu nu ar refuza o funcție, chiar dacă asta înseamnă o responsabilitate. Se va lua în discuție urmarea hotărârilor de la Pitești, se va lua în discuție situația de la Gorj. Da, este adevărat. Asta vă pot confirma. Se veți accepta această funcție? De ce nu aș accepta-o? Care motiv ar fi să nu accept? Ce m-ar împiedica să accept? Conducerea PNL a inclus pe ordinea de zi a ședinței de azi a Biroului Permanent Național numirea unui copreședinte pentru organizația Gorj, după ce modificările la statutul partidului au menținut prevederile care suspendă membrii condamnați. Dian Popescu și-a pierdut astfel, odată cu calitatea de membru, și funcția de lider. Cel care este propus pentru a prelua postul, Tudor Barbu, este un apropiat al lui Dian Popescu, acesta din urmă fiind și cel care l-a adus în PNL, după ce senatorul ales pe listele PPDD a plecat din partidul lui Dan Diaconescu și din Partidul Conservator.